Un incident fără precedent a avut loc în comuna Bârsana. Marți dimineața, când au venit la muncă, angajații instituției au descoperit că o parte din geamurile primăriei au fost sparte. Cazul este în atenția polițiștilor maramureșeni, care îi caută pe făptași. Ieri dimineață, în jurul orei 7, polițiștii din Bârsana au fost sesizați cu privire la faptul că mai multe geamuri ale încăperilor din cadrul primăriei Bârsana au fost sparte. La fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, valoarea bunurilor distruse fiind de aproximativ 2000 de lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere.